Binecuvântat să fie Domnul! În dimineața aceasta suntem la adunare la cel mai sensibil subiect. Când vorbim de copii, e cel mai sensibil subiect. Pentru că noi de obicei facem două greșeli mari în viață. Odată greșim când suntem părinți, că suntem prea severi. Și a doua oară, grav greșim când suntem bunici, nu? Că atunci ești prea bun și încerci să repari prin nepoți ceea ce ai... M-am gândit dacă l-ar fi luat fratele Remus pe Sami când era mic cu el să se roage. Nu? Dar vezi nepotul, nepotul nici nu a cerut voie, nici nu a cerut voie să vină după bunicul. Dar nici bunicul nu i-a zis nimic. Au venit după el, bunicul s-a rugat și au plecat amândoi la loc. Veneam odată tot de la o binecuvântare de copii și în mașină vorbeam cu soția, zic, auzi, eu am o mare nedumerire. De ce toate cântările la binecuvântări sunt pentru doamne, pentru mame? De ce nu eu chiar am întrebat pe un compozitor, frate, de ce n-ai compus o cântare și pentru tați? Că și noi ne chinuim la creșterea copilului și noi ne implicăm acolo. Tot ești mai legănat, mai purtat, mai iubit, mai... Da, am zis, o cântare, domne, măcar și pentru tată, să ne bucure și nouă inima la binecuvântări. Tot este pentru mame, totu-i că mama a făcut. Da, zic, oare noi n-am făcut nimic? Nu facem nimic, dar nici măcar o cântare din sutele care toate sunt cu dedicație pentru mame, una să fie și pentru tată. S-a uitat, Dana zice, auzi, ce cântări vă mai trebuie vouă? Că zice, noi ne chinuim să-i dezvățăm de pamper, să vorbească, zice, după tați, pe la 6 ani, ar începe copilul să lege cuvintele. Zice, noi ne chinuim să-i îmbrăcăm, să-i educăm, du-i la școală, du-i toate lucrurile cad pe umerii noștri. Și zice, fii atent, când întreabă cineva, a cui copilul ăla de cânt așa frumos? A cui fata aia de cânt? Toată lumea, a lui Popa, a lui Dani. Zici, eu mă chinui cu ei și tu mai vrei și cântări. M-am uitat, zic, mă, păi așa-i, nu? Când întreabă cineva de copilul tău, nu zice că e alu sor, alu mamă, nu? Zice, a cui e? Alu Sami copilul, alu cutare, alu... Nu zice de mamă. Nu, zic, bă, atunci țineți-vă cântările că e bine așa, nu ne mai trebuie cântări, dacă copiii direcționează spre noi calitățile lor, nu ne mai trebuie nici cântări. În dimineața aceasta vorbim de un subiect sensibil, pentru că ne apropiem săptămâna viitoare, duminica viitoare și sâmbătă, e momentul în care să spunem că noi ne conformăm după legile lui Dumnezeu, ne apropiem de punctul în care putem să spunem, să fim o voce, pentru că parcă vocea bisericii o slăbit în vremea aceasta. Când vorbim de copii, de exemplu, copiii la corul de copii, am văzut din sală, s-au uitat frați extraordinari și urmăreau anumiți copii. Știu că nu i-ar urmăreai pe al altul, îl urmăreai pe a tău, nu? A tău și dacă o cânta fals, parcă o sclipit la cântare. Și dacă se încurcă la verset, la poezie, domne, parcă te unge pe inimă, așa-i? Așa suntem noi, facem diferențe, toți ori cânta frumos, dar a meu parcă a făcut extraordinară, o cântat, nu? Și dacă o cânta fals. Odată eram la aici în județ la noi, la o evangelizare într-o seară și ori chema pe cineva să cânte, un frate, și cânta, era pus cu boxele, cu stația lui, aici lângă amvon. În timp ce cânta, eu, cu inima bună, cântam și eu alături de el. Și la un moment dat, când cânta altcineva, se oprește, se întoarce spre mine, zice, bă, cine falsează așa lângă mine? Eu când am auzit, zic, frate, eu nu falsez. Nu, zice, frate, nu știu, dar cineva falsează în timp ce eu cânt, cineva falsează. Zic, frate, eu acum un pic știu și eu muzică, am cântat și la instrument. Zic, eu nu falsez. Dar zic, uite, e un copil aici în spatele dumetale. Era unul așa vreo 8-9 ani avea. Zic, cânta puternic băiatul. Zic, eu cred că ăla falsează. Se întoarce fratele, se uită, când îl vede, zice, ăsta-i nepotul meu, mă, zice, are o voce de privighetoare. Dar n-avea de el falsa, nepotul. Dar când l-a văzut că e a lui, n-a mai falsat, era extraordinar, era grozav. Lui se părea că eu falsez, cumva să-l scoată pe nepot. În dimineața aceasta s-a citit un cuvânt frumos din cartea lui Dumnezeu. M-a determinat Duhul Domnului să citim textul acesta și să am cuvântul acesta pentru fiecare dintre noi și în urma biletelor care au venit în dimineața aceasta. Foarte multe bilete cu multe probleme în familie,
Cuvântul Domnului care s-o citit spune că într-o zi Ioab o mers să-l prindă pe Șeba, pentru că ăsta ridicase mâna împotriva împăratului. Și Șeba o mers și s-o ascuns în Abel Bet Maaca, o cetate. Ăștia când au văzut că vine Ioab să-l prindă pe Șeba, ori închis cetatea, ori închis toată cetatea. Acum Ioab nu s-a speriat că ăștia ori închis cetatea. Cum nu se sperie ăștia cu curcubeul incomplet, ăștia nu se sperie, nu vezi că pe ăștia nu-i sperie. Poți să-i faci de râs, poți să le spui orice, că ăștia nu se sperie. Ioab n-a luat trăsura și să plece înapoi, știi ce-a făcut? O zis, scoateți picamără, scoateți lopețile, hârlețul, scoateți tot, că ne apucăm de săpat. Și ascultați, ori început să sape sub zid, să facă zidul să se dărâme. În dimineața aceasta, mesajul pentru sufletele noastre este următorul. Ce să faci când ți se sapă sub zid? Ce să faci când ți se surpă zidul? Uitați-vă, cuvântul Domnului spune că ăștia săpau puternic să dărâme zidul. Și spune Biblia că ăștia toți erau înăuntru, dar nu spune că a acționat nimeni, nimeni nu a făcut nimic. Toată lumea stătea și auzeau. Știau că se sapă să se dărâme zidul, să se poată intra în cetate. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că era acolo o femeie. Nu știu cum o chemat-o pe femeia asta. Tare mi-ar fi plăcut să-i aud, să știu cum, ce nume purta femeia aceasta. Dar femeia asta, prin acțiunile care le-a făcut ea, îndemnată de înțelepciunea lui Dumnezeu, femeia aceasta a salvat întreaga cetate. Eu în dimineața aceasta aș vrea să dea Domnul Duhului peste întreaga adunare și biserica e chemată în vremea aceasta să salveze cetatea. Biserica e chemată să salveze națiunea. Biserica e medicament pentru națiunea bolnavă din vremea aceasta și Domnul să ne dea puterea de vindecare. Trăirea mea și trăirea ta să vindece pe cel bolnav, pe cel care e cu probleme în familie, cu probleme în inimă, în mintea lui. Ce să faci când ți se surpă zidul? Primul lucru, cere înțelepciune de la Dumnezeu. Avem o mare nevoie în vremea aceasta de înțelepciunea de la Dumnezeu. Spune Biblia că toți au stat, nu știu cum au stat, că nu zice Biblia nimic de ei. Nu știu, or fi avut magazine să stea pe la terasă, să vadă nou ce, cât ori spart din zid. Cât ori reușit să dărâme? Cu ce sparg? Ăștia poate că făceau analize, nu? Cam în două săptămâni cred că dărâmă zidul. După cum înaintează în fiecare zi, dărâmă în două săptămâni. Dar spune că s-o ridica femeia asta în picioare, că avea Duhul lui Dumnezeu în ea, avea înțelepciune de la Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că s-o ridicat în picioare, plină de înțelepciune și-o știut cum să vorbească. Știți că ceea ce vorbim noi arată ce avem în cap? Mai repet o dată, ca să ne trezim. Ce scoatem pe gură arată ce avem în inimă, ce avem în mintea noastră. Păi dacă l-auzi pe om care spune, Doamne, oricum nu se rezolvă nimic, n-are rost, mai bine stau și mânc sarmale și beau cola, nu mă mai duc la votare, nu mai. Oameni foarte mulți care ești gata să semneze pe internet, pe Facebook, ori făcut, Doamne, strângeri 30.000 de semnături pe internet. Păi nu pe internet se fac semnăturile. Semnăturile se fac duminica viitoare, sâmbăta viitoare. Acolo poți să-ți arăți înțelepciunea dacă îți pasă de copiii noștri care cântă la corul de copii, dacă îți iubești nepoții tăi, n-ai cum zilele următoare, săptămâna viitoare pe sfârșit, tu să stai acasă, să stai să te uiți, să vezi ce zic, cam câți ori ieșit? Sunt 4 milioane. Nu cred că să fac 6 milioane. Eu vă spun ceva prin credință. Eu zic că vor fi peste 6 milioane. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu puternic. Dumnezeul nostru un Dumnezeu care nu te duce la limită, așa, la o limită șubredă. Dumnezeul nostru știu că va da biruință să fie peste 6 milioane, pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu biruitor. Slăvit să fie numele Domnului! E interesant că noi ne rugăm pentru foarte multe lucruri, dar ne rugăm atâta de puțin pentru înțelepciune. Știți că multe probleme în casele noastre s-ar rezolva dacă ar ști cum să vorbim? Dar ca să știi cum să vorbești, trebuie să ai la magazie, nu? Ca să ai ce să scoți, trebuie să ai ce să bagi. Ca să poți vorbi frumos, trebuie să ai înțelepciune. Auziți ce spune cuvântul Domnului, dacă vrei să mă ajuți? Cuvântul Domnului spune versetul 16, zice, atunci o femeie înțeleaptă a început să strige din cetate, dinăuntru.
Dar nu au zis către ăștia, bă, strigați voi că sunteți mai puternici, strigați voi. Nu, i-au văzut că ăștia toți stăteau, se uitau la televizor să vadă ce mai zice. I-au văzut că nimeni nu era interesat. Nu era interesat că se prăbușește cetatea, că o să fie invadat. Nu m-a interesat-o de ce făceau ei. S-au ridicat în picioare și au zis ce spune cuvântul Domnului. Femeia aceasta a început să strige din cetate spre afară și au zis, ascultați, ascultați. Spuneți, vă rog, lui Ioab, apropie-te până aici, că vreau să-ți vorbesc. Știți ce frumos a vorbit femeia asta? Ea putea să zică, spuneți la Ioab să vină până aici. Știți ce o zis? Ascultați, spuneți, vă rog. Știți care a fost cuvântul care l-a izbit pe Ioab de a avut curajul să vină spre femeia asta? Femeia asta, cu înțelepciunea ei și cu cuvântul cald care l-a scos pe buzele ei, l-a înduplecat pe Ioab să vină să o asculte. Știți ce e frumos? Femeia asta a zis, nu, domne, nu mă plec, nu, n-are rost să mă cobor la el. Nu a zis, nu a strigat către ea ce săpau să zică, bă, mai potoliți-vă, frumos, vă rog, mai ușor cu ciocanele, mai ușor culcăm copiii, amiazul, nu. I-a zis, chemați-l, vă rog, pe Ioab, chemați-l. Știți că o voce caldă, un cuvânt bun, cu înțelepciune, știi că potolește cearta din familie? Știți că potolește lucrul acesta? Știți că dacă mergi și vorbești frumos, clar că o inimă împietrită la un cuvânt cald se va înmuia. Pentru că o inimă caldă, când vorbește cu o inimă împietrită, Dumnezeu are puterea să zdrobească inima aceea împietrită. Știți că spune Biblia despre fiii prorocilor că nu mai aveau loc unde să-și desfășoare activitatea. Și eu zic la Elisei, dacă vrei să afișezi, dă împărați 6, de la versetul 2 și 3. Lui or zic la Elisei, locul acesta în care stăm, e prea mic pentru noi, e prea strâmb pentru noi. Dă împărați 6, 2 și 3. Auziți, haide până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă! Și auziți, și unul din ei a zis, ce a zis? Fii bun! Nu a zis, nu vrei să vii, nu te mai chemăm, te-am chemat odată, de două, de 10 ori, știi, cu ce l-a biruit pe Elisei, cu cuvântul fii bun. I-a zis, fii bun și vino cu noi. Știi ce a zis Elisei? Voi merge. Deși n-avea chef să meargă, deși nu-i pica bine să meargă, că poi era distanță, el era și în vârstă. Știi ce a zis Elisei? Pentru că ai știut să vorbești. Vin cu tine. Și s-a ridicat și o mers cu fiii prorocilor. Știți că un cuvânt cald poate aduce pace în biserică? Știți că un cuvânt spus cu înțelepciune, împărăteasa din Seba, a făcut aproape 3.000 de kilometri. 3.000 de kilometri. Știi de ce? Nu să primească cadouri de la Solomon. Să-i asculte ce? Înțelepciunea. Păi tu ai face 3.000 de kilometri să asculți un om înțelept? Păi uite-te, tu asculți manele, nu? Tu asculți, bă. Păi normal, că dacă ești de nivelul manelelor, păi manele o să asculți. Dar dacă ești un om cu înțelepciune de la Dumnezeu, vei veni la casa lui Dumnezeu să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Vei asculta de oameni care îți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă tu ești la nivelul de jos, care pe tine te interesează ce o mai zis showbizul, cum s-o mai îmbrăcat nu știu cine, păi normal că ești la nivelul ăla. Dar împărăteasa din Seba, să știți, eu cred că asta a fost femeie înțeleaptă, că numai un om înțelept poate căuta înțelepciunea, nu? Ăștia de jos, nu? Care umblă cu lucrurile de jos, ăstea de... Nu mai zic. Împărăteasa din Seba o ieșit, o făcut distanță și o venit până la Solomon. O zis, eu am auzit că e cineva mai înțelept ca mine. Iar nu zic, nu mai fac atâția kilometri. Lasă că stau, o fi el, dar nu mă interesează, nu. Un om, uitați-vă, un cântăreț, un muzician care e bun, știi ce face când aude pe altul că vine la filarmonică, că vine la operă în Timișoara, nu știu ce, pianist, nu știu ce, violonist, știi ce face? Merge și-și cumpără bilet. De ce? Vrea să-l audă cum cânte. Vrea să-l audă pe unul mai bun ca el, dar unul mediocru, știi ce zice? Domne, manipulare, normal că ne joacă pe degete, ăștia ne joacă. Normal că e politicul băgat în familie, politicul e băgat peste tot. Păi, dacă cu lucrurile de jos te ocupi, dar dacă te ocupi cu lucrurile înalte ale lui Dumnezeu și știi că poți face ceva pentru copiii tăi și pentru copiii noștri, putem face ceva. Știți ce putem face? Să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Să-i spunem, Doamne, umple-mă de înțelepciune. Acum, clar că pe politic, să știți, când s-a născut Domnul Iisus, unde mergea Iosif cu Maria? Unde? Să se
Înscrie. Cine a ordonat înscrierea? Cu Irinus, nu? Ăsta era cu politica. Păi putea să zică, domnule, eu am pe Fiul lui Dumnezeu în pânte. Eu nu mă ocup cu așa ceva. Nu. Spune Biblia că ormer să se înscrie. Așa se făcea. Acum, clar că autorizația de funcționare, autorizația de construcție la casă, ne-o dat-o de la primărie. Primarul cu politica, nu? Dar nu înseamnă că politicul ți-a făcut casă. Bine ar fi să ne facă la tăți câte o casă, nu? N-ar fi rău. Dar ei nu-ți fac casă, numai îți dă autorizația. Numai îți dă dreptul să mergi, să-ți construiești casă. Vă spun ceva, dacă suntem chemați în vremea aceasta de ceva, suntem chemați de Dumnezeu. Să fim o voce pentru lumea aceasta, să spunem că nu ne frică, să spunem că nu ne temem, căci cu noi este Dumnezeu. Chiar dacă ei urlă tare, chiar dacă baroasele lor sunt puternice. Știți ce dezamăgire trăim în vremea aceasta, în săptămânile acestea de când s-a aprobat legea referendumului? Știți ce tragedie trăim? La ei, în textul acesta, se lovea zidul numai din afară. Dar tragedia în vremea aceasta îi că sunt unii deștepți, să mă iertați, care lovesc zidul și dinăuntru, să cadă mai repede. Nu poți să spui ceva că vine altul și spune, lasă, domne, stai acasă, du-te, mâncă stixuri, sparge semințe, că o să vezi că nu se întâmplă nimic. Dacă te iei după ei, o să te trezești, ascultați-mă, o să te trezești într-o zi că băiatul tău, fata ta, va veni acasă și îți va spune băiatul tău, eu nu vreau să mă căsătoresc cu o fată. Eu am atracție pentru un băiat, că tu ai stat în ziua când ai putut să spui ceva, când ai putut prin prezența ta să afirmi ceva, tu ai stat cu mâinile în sân, că pe tine nu te afectează plaga asta, că pe tine n-o să te implice cu nimic. Uite că generații după generații vin și diminuează calea lui Dumnezeu și trag generațiile în jos. În vremea aceasta, primul lucru, când se surpă zidul, să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Știi când să vii la păstor cu problema că se surpă zidul? După ce ai terminat tu toate resursele tale. Când ai terminat totul, nu vii repede, gata, să mă împace. Nu să te împace. Du-te, vorbește frumos. Du-te, moaie-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Cere înțelepciune de la Dumnezeu și spune, Doamne, ajută-mă să-mi înțeleg. Bărbatul poate nu ți-i pocăit, poate trăiește cum trăiește. Dar tu ai nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Înțelepciunea de la Dumnezeu nu-i să vii la comitet, ci înțelepciunea de la Dumnezeu e să rezolvi în zidul tău, acolo, în cetatea ta, să-ți rezolvi problema. Dacă nu reușești, atunci cer rezolvare și ajutor și de la ceilalți. În dimineața aceasta, primul lucru, când se surpă zidul familiei, când se surpă zidul caselor noastre, primul lucru, să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Spune, dar o femeie cu înțelepciune s-a ridicat și a rezolvat problema. În al doilea rând, suntem chemați de Dumnezeu când ni se surpă zidul să fim gata să ne asumăm riscurile. Să știți că pentru femeia asta nu a fost ușor să meargă să vorbească cu Ioab. N-ați văzut că dacă te-ar chema, nu știu cine, un om mai de vază, președintele țării, cred că te-ai pieptănat de 100 de ori dimineața, atât ai schimbat pe freze, să arăți impecabil, că nu ți-i tot unul, ai transpira în palmă în continuu, ai fi tot tu, de ce? Că aștepți o întâlnire deosebită, e ceva deosebit. Femeia asta a fost dispusă să-și asume riscurile. Să știți, oamenii biruinței din Biblie au fost oamenii care au fost dispuși să-și asume riscurile. Femeia asta n-a chemat pe cei de jos. Știți pe cine o chemat? O chemat pe generalul de armată. O zis, îl rog, spuneți-i la Ioab să vină că vreau să-i vorbesc. Știți unde suntem chemați noi în vremea aceasta? Să țintim sus. Să țintim sus cu Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care face mari minuni. E Dumnezeul nostru care poate să schimbe legi. Dacă o schimba Dumnezeu legi în istorie, în cazul Esterei, o schimbat cu Daniel, cu prietenii lui, o schimbat, eu cred că pentru generația asta Dumnezeu mai are minuni. Pentru copiii noștri, pentru noi, Dumnezeu are mari minuni de făcut în țara noastră. Așa cum se spunea la început, ne-a așezat Dumnezeu pe teritoriul țării, nu să consumăm numai, nu să arătăm cine suntem noi, ci ne-a chemat Dumnezeu să ne asumăm riscuri. Știți că David, când a mers să-l dărâme pe Goliat, ăsta și-a asumat riscuri, la ăsta parcă era generația noastră, îl loveau și de afară și dinăuntru. Când îl blăstăma Goliat și îi spunea că te dau la păsările cerului, când merea să se consoleze cumva, mă, nu știu cum să fac, venea fratesul, dar nu știu eu că tu ești îngânfat, nu știu eu că tu ești mândru. Gândiți-vă sub ce presiune lupta David.
Dar știți ce a făcut David? O lua praștia. Și știți unde l-a lovit pe Goliat? Nu l-a lovit în burtă. Nu l-a lovit nici în picioare. O țintit sus. O lovit pe Goliat în frunte. Și spune Biblia cât a fost de mare. Goliat a căzut mort la pământ. David i-o tăia capul. Femeia aceasta, știți unde o țintit sus ca să se rezolve, unde o țintit ca să se rezolve problema? O țintit sus. O zis să vină Ioab, să vină cel mai mare, că eu vreau să-i spun ce se întâmplă în cetate, cum se rezolvă problema. În vremea aceasta trebuie să fim gata să ne asumăm riscurile. Știți că Biblia vorbește despre o femeie extraordinară, de Rizpa, una din țiitoarele lui Saul. Dacă vrei să afișezi 2 Samuel 21, versetele 9, 10 și 11. Spune cuvântul Domnului că era foamete în Israel de 3 ani de zile. Și David întreabă pe Dumnezeu, de ce-i foametea asta? Și Dumnezeu îi răspunde, din cauza gabaoniților care i-au omorât Saul. Și au zis, du-te, împacă-te cu ei, fă ceva cu ei, ca să treacă mânia mea. Și auziți, merge David și întreabă pe gabaoniți, ce să fac pentru voi ca să se oprească chinul acesta, foametea aceasta? Și gabaoniți îi spun așa, dă-ne 7 feciori de-a lui Saul ca să-i omorâm, să-i spânzurăm și suntem chit pe chit. Nu le-o trebuie nici avere, nici bani, le-o zis 7 tineri, 7 bărbați din casa lui Saul, ca să-i omorăm. Și spune cuvântul Domnului așa, i-a dat în mâinile gabaoniților, care i-au spânzurat pe munte înaintea Domnului. Toți cei 7 au pierit împreună, au fost omorâți în cele din tâi zile ale seceratului, la începutul seceratului orzurilor. Rizpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea pe stâncă. De la începutul seceratului până când a căzut ploaie din cer peste ei și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Erau 2 fii din cei 7, erau 2 fii al lui Rizpa. Ăștia erau morți, erau spânzurați. Femeia asta s-a uitat și a zis, eu încă mai pot să fac ceva pentru copiii mei. Știți ce a făcut? Zice că și-a luat un sac și nu l-a pus oriunde. Știți unde l-a pus? Pe stâncă. Și-o lua sacul ei, copiii morți în față. Gândiți-vă că asta păzea, asta nu stătea la relaxare, asta n-avea doze de Coca-Cola rece să le desfacă, să bea, să nu-i fie cald acolo. Ea nu știu câte zile, vorbeam cu fratele Marcel, cred că luni de zile, că de la începutul seceratului până când o căzut ploaie peste ei, o stat acolo și ziua și noaptea. Gândiți-vă că asta nu a dormit, asta nu a mâncat cum trebuie. Asta nu a putut să-și plângă amarul. De ce? Trebuia să dea păsările la o parte. Cumva trebuia să nu-i mănânce fiii păsările cerului. Și spune cuvântul Domnului că asta o știut. Chiar dacă copiii mei sunt morți, eu încă mai pot să fac ceva pentru copiii mei. Și-o luat sacul ei de durere, sacul de jale și l-a pus pe stâncă. Nu la voia întâmplării, că putea să zică că și-a luat un sac și l-a pus acolo. Dar Biblia spune că a luat sacul și l-a pus pe stâncă. Știi că sunt oameni care iau sacul de durere și îl pun pe stâncă înaintea lui Dumnezeu. Se pun cu nădejde înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, chiar dacă soțul meu e plecat, chiar dacă copiii mei sunt departe de tine, eu am sacul pe stâncă și pe stâncă poți să găsești orice, dar noroi nu găsești. Pe stâncă poți găsi umiditate, poți găsi verdeață, dar când ai sacul pe stâncă, niciodată nu vei fi noroi. Spune Biblia despre un alt om cu fetele lui, spune că și ăsta avea sacul de durere, dar avea noroi. Spune Biblia de neprihănitul Lot, spune Biblia că omul acesta își chinuia, avea și el sacul de durere, își chinuia sufletul la porțile Sodomei. A fost omul care și-a chinuit sufletul, și-a chinuit și familia și nu acționa cu nimic. Lot a fost omul care trăia cu sacul în relație cu Dumnezeu, dar stătea noroi, stătea cu omosexuali acolo, stătea cu ei. Știți că ceea ce a făcut el, hotărârea care a luat-o la despărțirea de Avram, i-a afectat pe generații după el, o afectat hotărârea care a luat-o el. Știți că la Lot nu i-a convenit să riște cu Dumnezeu pe munte. Gândiți-vă că Avram nu avea probleme nici cu ăștia, cu curcubeu, n-avea treabă nici cu transgenderii, n-avea treabă cu nimic. De ce? Că era împărtășie cu Dumnezeu. Dar zice că Lot o ales porțile Sodomei. Și știți ce s-a întâmplat? Când alegerile făcute de noi în viața aceasta, fără călăuzirea lui Dumnezeu, știți ce atrage după hotărârile noastre? La Lot o atras afacerile greșite. Hotărârea care o luat-o
o veni vremea că hotărârea lui o a dus vremea să facă afaceri greșite. O făcea afaceri cu homosexuali. Că la un moment dat, știi ce le spune la homosexuali? Le spune fraților. Le spune, adică era o relație de prietenie, era o relație de, se întâlneau toată ziua. Lot era omul care putea să dea legile, că el stătea la porți. El era omul care hotăra pentru legi. Dar el știi ce a zis, domne, păi ăsta când îmi bagă în cont $1,000,000, păi eu nu mai pot să-i zic nimic, gata, gura. Vă spun, bem cafeaua de la Starbucks. Când am fost în America, frații știu care au fost. Îs mari lupte, păstorii se luptă cu tinerii și ții ce spun. Nu mergeți să beți cafeaua de acolo, pentru că patronii, acționarii majoritari în spatele concernului acestuia, știi cine îs? Îs doi bărbați care trăiesc în... Da? Și noi mergem și le dăm bani. Îs oameni care mă duceau la cafea, ziceau, unde, dar să nu ne duci la Starbucks. Nu mă duc, am auzit și eu. N-am știut. Tu mergi și îți dai 12 lei sau 16 lei cât e cea mai ieftină cafea, că e tare bună. E tare bună. Afacerile care le facem, nu contează că-s bani mai puțin sau-s bani mai mulți, dar trebuie să fie cu oameni care îl caută pe Dumnezeu, care oameni care au principii de apropiere de Dumnezeu, nu care... Băi, n-ai cum să fii binecuvântat în afacere când tu faci afaceri cu oameni blestemați de Dumnezeu, cu oameni care Dumnezeu le stă împotrivă și ei stau împotriva lui Dumnezeu. Când stăm cu sacul în oroi, știți ce se mai întâmplă? Facem afaceri greșite. Avem monede de schimb greșite. Știți ce monedă avea Lot acolo? Neprihănitul Lot. Știți ce monedă greșită avea? Or venit ăștia să se lege de îngerii Domnului. Și Lot a început să-i apere și a zis, stați un pic că am ceva, vă dau ceva la schimb. Știți ce a scos moneda de schimb? Și a scos fetele lui, fecioare. Și a zis, domnilor, vă rog frumos, fraților, nu faceți așa, mai bine vă... Te-ai gândit la așa ceva? O zis, vă dau fetele mele, numai să nu le faceți la musafirii mei nimic. Gândiți-vă ce mizerie o aduna pe sacul lui, pentru că el era, își chinuia sufletul, spune Biblia, era om neprihănit. El a fost omul care a făcut afaceri greșite. Ideea lui de a rămâne la Sodoma, a făcut afaceri greșite. În al doilea rând, a avut monedă de schimb greșită și o dat la homosexuali, o zis, eu sunt dispus să vi le dau fără nicio problemă. Nu vă reclam nici la poliție, nu vă duc nici la IML-ul, nu vă duc niciunde. Luați-le liniștite. Gândiți-vă cât l-a afectat de tare. Și știți ce mai o mai fost greșit la Lot și în vremea aceasta? După monedă greșită și afaceri greșite, mai apare și mentalitatea greșită. Uitați-vă că Lot s-a păstrat curat, nu putem spune, el a fost om curat, Biblia îl numește neprihănit și nu putem comenta, chiar dacă câteodată ne vine să spunem că așa spune Biblia, așa rămâne. Dar ascultați-mă, știți pe cine a afectat traiul lui Lot de la Sodoma și de la Gomora, știți pe cine? Pe fetele lui. Și ascultați, să vedeți cât de bine semănăm cu vremea lui Lot și ne mirăm cum de nu ne-o trăznit, cum de nu ne-o lovit Dumnezeu până acum. Știți ce au zis fetele lui Lot în peșteră? I-au dat să bea și au zis, dar care-i problema? Ce vin ăștia cu mentalitate închisă, cu mintea îngustă? Ce vin ăștia să ne spună așa? Care-i problema dacă tata copilului meu e tata meu? Care-i problema? Care-i problema dacă tata copilului meu e frate meu? Care-i problema? Nu? Ați auzit din astea? Care-i problema dacă mă mărit cu un câine? Ați văzut? M-am îngrozit. Una pupa un câine. S-o mărita cu câinele. Și-o mers să prin Anglia sau prin America, nu știu. Deci îți pui mâinile în cap, te îngrozești. Uitați-vă că au venit și au zis fetele, dar noi nu mai suntem înguși, domnule. Noi nu mai suntem înguși, noi avem o minte deschisă. Care-i problema că tata nostru e tata și copiilor noștri? Era o problemă, era toată istoria lui Lot cade în momentul acela. În momentul când fetele lui trăiesc cu Lot, în momentul acela toată istoria lui Lot se încheie. Tot ce-o clădit el, toate relațiile care le-a avut el, nu mai avut nicio valoare. Prietenia, neamul cu Avram. Nu l-a ajutat cu nimic, tot s-a prăbușit. Știi că ce hotărâri iei azi și riscul care ești gata să ți-l asumi, să spui și la alții, să nu stea nepăsător față de lucrurile care se întâmplă. Știți că astea vor afecta în bine sau în rău copiii noștri, generații după noi. Știi că ești răspunzător de ce va veni după tine? Sunt răspunzător. Noi poate vom trece, dar nu știu dacă ajungem să trecem din lumea aceasta. Până ne va urmări ceea ce am făcut,
ceea ce am decis pentru familiile noastre. Domnul să ne ajute să ne asumăm riscurile. Slăvit să fie numele Domnului. Femeia aceasta și-a asumat riscurile. Și ultimul gând cu care aș vrea să închei: când ți se surpă zidul, mai trebuie să faci ceva. Primul lucru, cer înțelepciune de la Dumnezeu. În al doilea rând, asumă-ți riscurile, luptă pentru casa ta. Și în al treilea rând, adu-ți aminte că ești moștenirea Domnului. Știți ce a zis femeia aceasta? A zis: eu sunt una din cetățile liniștite și credincioase din Israel, versetul 19. Și tu cauți să pierzi o cetate care este o mamă în Israel. Pentru ce ai nimicit tu moștenirea Domnului? Pentru ce? Când vine diavolul și țapă zidul, adu-ți aminte că tu ești copilul Domnului. Adu-ți aminte că casa ta a fost sortită pentru biruință, nu pentru eșec. Când se surpă zidul, când s-o dărâmat, nu mai ai ce să faci, că e târziu. S-o surpat, dar atâta timp când încă zidul casei tale mai stă în picioare, atâta timp când mai avem oameni care strigă la televizor că există Dumnezeu, cât vreme avem oameni care sunt dispuși să-și asume riscul să nu doarmă noaptea, să fie hăituiți, să știți ceva, suntem chemați în vremea aceasta să înțelegem că noi suntem moștenirea lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu, avem cea mai mare valoare. Nu credeți că în vremea aceasta e vremea să ne trezim? Nu credeți că e vremea să luptăm pentru casele noastre? Știți ce a zis Neemia 4:14? O zis: aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru casele voastre, luptați pentru fiii voștri, luptați pentru familiile voastre și pentru casele voastre. Într-o zi stătea Napoleon la masă cu slujitorii lui și spune că s-a ridicat de la masa lui cu generali împreună, era acolo, și a mers în spatele scaunului său, avea o hartă mare a lumii. Și se plănuiau ce țări să mai cucerească. Și zice istoria că a mers Napoleon și-a pus degetul pe China și-a început să bată așa pe China și tăcea. Când au văzut toți generalii de la masă că Napoleon ar avea intenția să se lupte cu China, s-a auzit un freamăt în sala de consiliu. Și unul din generali s-a ridicat și a zis: împărate, vrei să asediem China? Vrei să luptăm împotriva Chinei? Ceva imposibil. La care Napoleon se uită și spune: nu, lăsăm China în pace, pentru că țara aceasta, China, doarme. N-avem treabă cu ea. China nu ne face probleme, China doarme. Nu vedeți cât râde diavolul de noi și bate cu degetul pe biserică? Știi ce spune? Biserica doarme. Biserica nu se mai trebuie. Biserica e dezbinată înăuntru. Biserica e vremea în care doarme. Nu credeți că ar fi vremea să ne trezim? Să luptăm pentru copii. Șase copii au fost aduși la binecuvântări. E vremea să ne ridicăm și să spunem că suntem gata să ne asumăm riscurile. Că cu noi e Dumnezeu. Să lovim sus, să spunem: nu, Dumnezeu nu va da 6 milioane la voturi. Dumnezeu va da peste 6 milioane. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu puternic. Domnul să apere familiile noastre. Și dacă cineva se surpă zidul, cere înțelepciune și Domnul să pună mâna Lui pe zidul caselor noastre și să ne păzească până la Lui venire. Amin. Amen.